Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Împreună vreau să ne grăbim să citim astăzi viața Sfântului Părintului nostru și făcătorul de minuni, Samson, primitorul de străin mort, pe la 520, 530 după unii. Îndrăznesc să citesc viața lui exact pentru frumusețea ei. Sfântul Samson a fost cu neamul din Roma și rudenia lui Constantin cel Mare, din tinerețe arătându-se plecat spre milostenie și spre ajutorarea celor săraci. Fericitul Samson și-a împărțit săracilor averea rămasă de la părinți și și-a eliberat robii și se bucura viețuind ca un sihastru împlinind porunca Domnului. Cu ajutorarea sărmanilor era bucuria cea mare a vieții lui, după cum firea soarelui să lumineze și a focului să ardă. Mergând în cetatea Constantinopol, găsește o casă smerită în care găzduia pe nevoiașii ce veneau în cetate cu nevoile și necazurile lor. A învățat și meșteșugul doctoricesc și a ajuns doctor iscusit și nu-și curța nici o osteneală, tămăduind nu pentru plată, nici pentru faimă, ci din dragoste pentru oameni, ca și Mântuitorul Hristos, pe cei ce se aflau în suferințe trupești și se desfăta în dumnezeiești de scripturi. Patriarhul Mina al Constantinopolului, aflând de dânsul și cunoscând credința și curățenia vieții lui, găsindu-l în cunoașterea dumnezeiștilor învățături foarte înaintat, l-a sfințit preot și al Bisericii lui Hristos, dar fericitul se ostenea mult spre milostenie, iar cu meșteșugul său doctoricesc izbutea să tămăduiască pe însuși marele împărat Justinian de o boală grea. A vrut să-l răsplătească împăratul și smeritul doctor n-a cerut nimic pentru sine, ci l-a rugat pe împărat să poruncească, să zidească lângă locuința sa două case mari, una pentru tămăduirea bolnavilor, iar alta pentru găzduirea străinilor. Împăratul face acest lucru, Samson îngrijește și pe când el însuși este bolnav, începe să fie el însuși îngrijit de cei pe care altă dată îi salvase din boală. E un fel de circuit al binelui în natura bisericii. Mi se pare frumos din calea afară, mai cu seamă că îi se spune așa de simpatic și de drag, Samson, primitorul de străini. Poate că învățăm în timp, prin fiecare exemplu pe care îl avem la îndemână, că biserica nu este doar ceea ce vedem la prima vedere, ceea ce reușim noi să developăm din viața bisericii, este ceea ce biserica mărturisește despre sine prin astfel de amănunte, prin astfel de oameni, prin astfel de construcții literare și nu numai literare, prin care ne sunt apropiate sufletele noastre, viețile unor astfel de oameni. Din toată inima mă rog ca Dumnezeu să rânduiască în fiecare comunitate, în fiecare comunitate mare sau mică, taina aceasta a primirii de oaspeți, a omenirii oamenilor. Nu în ultimul rând, să poartă de grijă celor care se ostenesc într-o vindecare a bolnavilor. În fond, Sfântul Samson, primitorul de oaspeți, este și primitorul de medici. E primitorul de osteneală a celor din corpul medical, nu doar românesc, dar noi spunem românesc în primul rând, pentru momentele grele prin care trec și pentru a-i putea ajuta să găzduiască în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ținta lui Samson este Împărăția lui Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.